Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Cultură și Artă din județul Hunedoara, a încheiat seria activităților culturale organizate în luna martie cu un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. În această zi, la sala de lectură, a avut loc o emoționantă întâlnire cu poeții hunedoreni, care au oferit publicului un florilegiu de poezii din creația proprie. Să fie poezia doar o luptă acerbă între moarte și cuvânt, efortul de a ne scoate din mormânt, pustiul când din luturi se înfruptă, să fie visul doar un soi de vânt ce smulge din tenebre o clipă ruptă, în sute de fâșii. Ambianța poetică deosebită realizată de organizatorii evenimentului a fost completată cu o serie de panouri expuse în fața Consiliului Județean Hunedoara și a Bibliotecii Județene, pe care s-au aflat cele mai reprezentative creații ale poeților hunedoreni. Întâlnirea noastră de astăzi nu este nici pe departe o activitate pe care o organizăm pe baza unei programări, nu este deloc o formalitate. Întâlnirea noastră este asemenea unei revederi cu prieteni adevărați, o întâlnire cu poezia noastră, o întâlnire cu poeții noștri din județul Hunedoara. Nimic nu poate întâmpina mai bine anotimpul renașterii naturii decât întâlnirea cu poezia, cu versurile de bună calitate izvorite din sufletele sensibile ale poeților noștri. Noi, Biblioteca Județeană, suntem a doua lor casă. Suntem căminul cald pe care îl oferim din tot sufletul ca ei să simtă bine, să aibă inspirația să creeze poezii de calitate. Le doresc din suflet să aibă sănătate, să aibă inspirație și să ne ofere poezii de înaltă calitate. Mă bucură faptul că suntem din nou la Biblioteca Județeană. Mă bucură faptul că Sebastian Bara este vinovatul pentru întâlnirea în fiecare an de Ziua Internațională a Poeziei și nu pot să vă zic decât la mulți ani tuturor poeților din județul Hunedoara. În ceea ce privește Consiliul Județean, prin toate acțiunile culturale pe care le fac instituțiile culturale din subordinea Consiliului Județean, sau toate aceste acțiuni contribuie la ofensiva culturală a Consiliului Județean Hunedoara. Încă o dată, la mulți ani, dragi prieteni! Cred că acum, mai mult ca altă dată, poezia ar trebui să urce pe piedestal, să urce undeva pe podium. Pentru că eu cred că din situația actuală doar poezia ne-ar putea salva. În sensul că poezia înseamnă frumos, înseamnă spiritual, înseamnă o curățire a sufletului. Ori cred că de asta avem nevoie toți acum, de o curățire a sufletului. Poezia pentru mine, cel puțin, e ceva nimaipomenit, pentru că așa mă exprim eu. Eu nu prea am darul vorbirii, dar în momentul când mă apuc să scriu, scriu tot ce mă doare, tot ce... Și dacă întâlnesc ceva frumos sau un sentiment, sau despre părinții mei, despre satul meu, despre obiceiuri, scriu. Scriu cu drag. Poezia nu e totul pentru mine. Poezia e vis real, cu limbaj universal, iubire, lirism, mister, sentimente, adevăr. Șoapte taine, ce susțin, nostalgie, ce însemnim, fior, gingășie, dor, muza îndrăgostiție. Poezia e elixir, e vindecătorul mir, are farmecul ce dă bucurie în suflete. Este o luminoasă stea, emirescul stăteia